Ei, a început să asculte, mi se pare foarte ciudat că la început Sebastian și Coada s-au poziționat și ei pentru start, dar apoi, nu știu, dintr-o dată s-a sucit Sebastian și a plecat și a lăsat-o pe Arata singură pe scenă acolo. Mi se pare foarte ciudat acest lucru. Probabil și-o fi dat seama că ar fi penibil gen să participe Coada la un task al sărutului. Dar totuși s-a pus acolo, s-a poziționat, își dorea să participe la acest task. Foarte ciudați concurenții ăștia. A început task-ul. Așteptăm să vedem cine va ceda primul. Sunt tare curioasă de cum vor decurge lucrurile, vă țin la curent. Raluca îi spunea lui Alex să se concentreze foarte tare pentru că este un task pe care și-l dorește să câștige și nu vrea să știe Alex cum face Raluca atunci când își dorește ceva, deci ar putea să fie presiune mare.